Suntem în gara Mocăniței din Sovata. Mocănița de la Sovata este o bijuterie nostalgică care traversează peisajul bucurești, încântând turiștii cu farmecul său autentic. Haideți să explorăm această minunată călătorie cu trenul de epocă. Mocănița de la Sovata circulă pe un traseu de cale ferată îngustă, fiind remorcată de o locomotivă cu abur, construită în 1949 în Polonia. Traseul are o istorie de peste un secol și se întinde pe o distanță de 14 km. Punctul de start este gara din stațiunea Sovata, sau cum se mai spune, gara mică, iar călătoria se încheie la câmpul cetății și retur. Începutul utilizării în scop turistic a acestei linii ferate a fost în august 2011. Deci, îmbarcarea în vagoane. Călătorim cu locomotiva cu aburi, fabricată în 1949 în Polonia. Calea ferată a început să funcționeze din 1915, făcea legătura dintre Praid și Târgu Mureș. Era folosită ca transport persoane și mărfă. A funcționat până în 1997, atunci s-a închis circulația cam pe toate căile ferate înguste din țară, iar noi funcționăm din 2012 în sistem privat turistic. Mai vreau să vă spun regula Mocăniței. Când locomotiva trage semnalul, noi aplaudăm. Și pe traseul la toată lumea facem cu mâna, la oamenii din curte, la căței, la urs, la mașini, la paparazzi. Iar când intrăm în prima pădure, intrăm în pădurea fermecată și ne întoarcem până în 1915. Deci facem o călătorie în timp, vedem cum s-a călătorit acum 100 de ani. Și o să ne și transformăm în prinți, prințese, zâne, cavaleri, fiecare ce dorește, și eventual la întoarcere putem încerca portavocea să vedem cine în ce s-a transformat. Trecem pe lângă râul Sovata, pe urmă trecem pe râul Săcădat și o să urcăm pe Valea Săcădatului până la altitudinea de 700 de metri, iar acolo am să vin și am să mai povestesc. Imediat sosește locomotiva și plecăm. Thank you.
călătoriți, mocăniță dragă, minunată. Du-ne în pădurea fermecată, mocăniță dragă, minunată. Du-ne în pădurea fermecată. Am pornit voioși din gară să călătorim prin țară, cu bilete perforate și povești adevărate. Mocăniță dragă, minunată, du-ne în pădurea fermecată. Mocăniță dragă, minunată, du-ne în pădurea fermecată. Cel ce animale are și le duce la plimbare, în vagoane sunt primite, că și ele sunt iubite. Mocăniță dragă, minunată, du-ne în pădurea fermecată. Mocăniță dragă, minunată, du-ne în pădurea fermecată. Puiuța l-ajunge îndată. Locomotiva cu abur merge alene, cu făin, iar uneori pare să se potignească, dar ajunge întotdeauna la capătul traseului, în gara Câmpul Cetății, unde vei găsi deale gurii cu produse ale localnicilor și o frumoasă machetă a traseului parcurs. Merită de văzut. Deci, mocănița de la Slovata este mult mai mult decât un mijloc de transport. Este o călătorie în timp, o incursiune în frumusețea naturii și o ocazie de a